Dragi graviduțe, astăzi vom vorbi despre cursurile de pregătire pentru naștere la mas și ce înseamnă la mas. Termenul la mas provine de la medicul obstetrician francez Fernand Lamas, care în practica sa din Uniunea Sovietică a observat tehnicile și metodele de confort pe care aceștia le foloseau în timpul travaliului și al nașterii și le-a adoptat și el ulterior ca alternativă la intervențiile medicale. Din tehnică la mas sau conceptul la mas a dezvoltat de fapt un program internațional complex de educație prenatală, care este bazat pe studii și cercetări științifice recomandate de Organizația Mondială a Sănătății, cuprinzând informații din zona sarcinii nașterii, alăptării și îngrijirii bebelușului. Scopul cursurilor la mas este de a-i oferi femeii încrederea în capacitatea ei de a da naștere, de a o face să înțeleagă ce înseamnă durerea din timpul travaliului și de a-i oferi metode și tehnici de confort pentru ameliorarea ei. Dintre cele mai cunoscute metode și tehnici de confort la mas sunt celebrele respirații la mas. Sunt poziționările, mișcarea, tehnicile de relaxare precum masajul, presopunctura, hidroterapia și prezența partenerului în sala de travaliu. Noi suntem educatori prenatali la mas de mai bine de 9 ani și vă așteptăm cu drag la cursurile noastre de pregătire pentru naștere la mas, acum în mediul online. Detaliile puteți vedea pe www.promama.ro. Eu sunt Andreea Manea, sunt educator prenatal la mas, consultant în alăptare IBCLC, kinetoterapeut și alături de întreaga echipă Promama vă stăm alături cu informații corecte, suport și ajutor la nevoie. Vă îmbrățișez cu drag!